Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Chef Eli. Vom face astăzi un tort cu cremă de lămâie și un decor muzical. Dacă doriți să vedeți ingredientele și modul de preparare, vă invit să urmăriți întreg videoclipul. Ingrediente pentru blat. Cinci gălbenușuri, cinci albușuri, 120 de grame de zahăr, 130 de grame de făină, 50 de mililitri de ulei, un praf de sare și coaja rasă de la o lămâie. Mai întâi voi mixa albușul de spumă cu praful de sare. Apoi punem uleiul peste cele 5 gălbenușuri și le batem cu furculița. După ce am bătut albușurile spumă, adăugăm zahărul și lăsăm timp de câteva minute până ce zahărul se topește complet. Apoi adăugăm gălbenușurile amestecate cu ulei. Adăugăm și coaja de lămâie și mai lăsăm pentru încă câteva minute mixerul. După ce s-au încorporat și gălbenușurile, adăugăm treptat făina pentru a avea un blat pufos. După ce am incorporat și făina, punem compoziția într-o tavă. Eu am aici tavă pe care am tapetat-o cu foaie de copt. Și dăm blatul la cuptor pentru 25 de minute la 180 de grade. Am ținut blatul la cuptor timp de 25 de minute la 180 de grade. Acum îl voi lăsa să răcească, timp în care voi pregăti crema. Pentru cremă avem nevoie de 5 ouă, 350 de grame de zahăr, 5 lămâi, aproximativ 500 de grame, 250 de ml de smântână dulce, 20 de grame de gelatină și 100 de ml de apă pentru a hidrata gelatina. Mixăm ouăle întregi, după care adăugăm zahărul. După ce am adăugat și zahărul, lăsăm mixerul timp de 10 minute până ce zahărul este topit complet. Între timp, răzuim cele 5 coaje de la cele 5 lămâi și stoarcem zeama. Zahărul s-a topit complet. Acum voi pune compoziția într-o oală. Iar aici am 250 de ml de zeamă de lămâie și coajă de la o lămâie. Acum cum voi pregăti crema? Am pus oala într-o altă oală în care am apă. Voi face crema pe baie de aburi. Și adăugăm zeamă de lămâie treptat. Eu am adăugat 150 de ml de zeamă de lămâie. Adăugați treptat și gustați cât vă place de dulce acrișoară. Și amestecăm crema timp de 20 de minute. Deja a început să se îngroașe. După ce crema este gata, după cele 20 de minute, o punem într-un bol și o lăsăm să răcească, timp în care lăsăm gelatina la hidratat. Am îndepărtat partea de sus a blatului, după care îl voi tăia în două. Am aici tava în care voi face tortul, în care am pus folie alimentară. Acum voi lua și voi însiropa blatul cu suc de lămâie sau ce suc doriți voi. După ce crema s-a răcit la temperatura camerei, adăugăm peste gelatina și amestecăm până ce gelatina se topește.
și nu ne rămân granule, gelatina netopită. Apoi lăsăm crema să răcească complet, timp în care mixăm și cele 250 de ml de smântână dulce. Am mixat frișca. Acum începem să adăugăm crema de lămâie rece. Începem să încorporăm. Adăugăm crema treptat. Și crema este gata. Eu voi adăuga și un pic de coajă de lămâie la final. Încorporăm și coaja de lămâie și crema este gata. Punem crema peste primul blat pe care l-am însiropat. Uniformizăm crema, apoi punem și cea de-a doua parte. Presăm un pic și dăm tortul la rece până a doua zi. Am ținut tortul la frigider până a doua zi. Acum îl voi lua și îl voi răsturna. Apoi îndepărtăm folia alimentară. Și apoi începem să tăiem marginea pentru a avea pentru a îndrepta efectiv surplusul de cremă. După ce am îndepărtat marginile, am aici 250 de grame de ciocolată de menaj, care am topit-o pe baie de aburi. Luăm și glazurăm tortul. Apoi cu o spatulă luăm și începem să întindem ciocolata. Tine în ciocolata uniform. După care voi da tortul la frigider pentru 10-15 minute pentru a se întări ciocolata. Pentru decor avem nevoie de 200 de grame de ciocolată albă. Eu acum voi forma portativul. Am desenat aici pe foaie de copt un dreptunghi, peste care voi pune ciocolata albă. După care o voi da la rece pentru 10 minute. Acum voi forma cheia sold cu ciocolata albă și voi forma și câteva cu ciocolată neagră. După care le dăm la frigider pentru 10 minute. Întoarcem dreptunghiul de ciocolată invers. Eu am aici ciocolată neagră în care am pus-o într-o pungă. Nu este nicio problemă dacă nu aveți poș. Și luăm și formăm 5 liniuțe. După care îl dăm din nou la frigider pentru încă 5-10 minute pentru a se întări ciocolata. Iar aici, deasupra tortului, am pus o bucată de ciocolată pentru a putea sprijini portativul. Voi mai pune încă două puncte pentru a nu cădea, a fixa portativul. Am ținut la frigider timp de 5 minute până ce ciocolata s-a întărit. Aici am cheia sol pe care am făcut-o din ciocolată neagră. Voi pune câteva puncte de ciocolată.
și din nou le voi da la frigider pentru încă câteva minute pentru a se întări ciocolata. Iar acum încep să decorez tortul cu cheasul din ciocolată albă. Am decorat tortul cu cheasul din ciocolată albă. Punem și ultima parte, portativul. Aceasta a fost rețeta mea pentru voi. Sper că v-a plăcut sau cel puțin v-a inspirat. După cum ați putut observa, nu a fost foarte greu de făcut, cu un pic de răbdare și imaginație. Sigur o să vă iasă și vouă. Aici v-am tăiat și o feliuță, să vedeți ce bine arată și este foarte gustos. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne revedem cu siguranță la următoarea rețetă și nu uitați să vă abonați. La revedere!